aflăm în Iași, unul dintre cele mai importante orașe de pe harta rezidențială din România. Aici, dezvoltatorii spun că o mare parte din tranzacțiile imobiliare se fac cu bani din surse proprii, iar potrivit datelor imobiliare.ro, prețurile sunt într-o continuă creștere. Cele mai căutate apartamente sunt și cele mai scumpe și sunt poziționate în zonele centrale sau ultracentrale, iar prețul mediu de listare pentru acestea este de 1.955 de euro pe metru pătrat. Totuși, cei care doresc să devină proprietari, însă dispun de o sumă mai mică de bani, aleg apartamentele din zonele semicentrale, unde prețul ajunge la 1.374 de euro pe metru pătrat. Iar dacă ne îndreptăm spre zonele mărginașe, pretențiile proprietarilor pe metru pătrat util ajung la 1.343 de euro. Pe piața imobiliară din Iași, ca și în ultimii ani, preponderent este achiziția cu cash. Adică din fonduri proprii, ne bazăm foarte mult pe cei care lucrează în afară și vin și fac o investiție imobiliară în luna august-septembrie, procentul fiind undeva în jur de 70% din piață, achiziția cu cash, 30% cu credit. Care este bugetul de care dispun ieșenii când își cumpără un apartament? Bun, bugetul este versatil în funcție de tipul de ofertă pe care și-l dorește, dar profilul lor pe cea mai mare marjă de clienți este undeva în jur de 65-70.000 de euro, pentru că își doresc un apartament cu două camere. Ce se întâmplă în piață din punct de vedere al ofertelor, al apartamentelor noi? Cam care este ponderea lor? Câte intră în piață acum? În ultimul an au intrat puține spre deloc, ca să spun așa, pentru că volumul de autorizații de construcție de anul trecut, care are un impact direct asupra numărului de oferte care intră anul ăsta în piață, este foarte mic sau scăzut. Iașul are nevoie de oferte de apartamente noi, pentru că facem parte dintr-un grup de orașe, ca să spun așa, într-un mod pozitiv spus, beneficiază de foarte mulți clienți care vin din zona studenții, zona oamenilor care se relochează din orașele limitrofe nouă și care au nevoie să locuiască undeva. Din luna ianuarie a acestui an până acum, prețul apartamentelor a crescut cu 4%. Anul trecut, spre deosebire de anul 2021, vedem o creștere de 15%. Iar dacă este să ne referim la ultimii 4 ani, vedem o creștere de 36%. Iar dacă unii români amână decizia de a cumpăra o locuință în speranța că prețurile vor mai scădea, dezvoltatorii imobiliari, pe de altă parte, spun că în perioada următoare urmează scumpiri. Sunteți unii dintre cei mai mari dezvoltatori pe piața imobiliară din Iași. Din 2017 până acum, câte apartamente ați livrat? Da, suntem de 6 ani pe piață. În acești 6 ani am livrat aproximativ 900 de apartamente în cele 7 clădiri care sunt acum finalizate. Din toată experiența pe care o aveți, care este profilul clienților și ce își doresc aceștia? În ultimii ani, clienții au devenit din ce în ce mai educați din punctul de vedere tehnic și financiar. Asta înseamnă că sunt foarte atenți la calitatea materialelor, finisajelor folosite și pun foarte mare accent atunci când achiziționează o locuință, dar sunt și foarte atenți cum se apreciază o locuință în timp. Evident, o locuință care este situată într-o zonă bună a orașului, care are materiale de calitate, care are deja o comunitate formată, va avea o apreciere mai mare în ani și sunt foarte atenți la acest lucru când achiziționează. Și ce tipuri de apartamente preferă? Noi construim apartamente cu o cameră, cu două și cu trei camere, însă cele mai preferate rămân cele cu două camere. Evident, noi punem la dispoziția viitorului cumpărător mai multe metode de plată. Cea mai mare proporție de cumpărători folosesc o plată aproape integrală, adică din surse proprii, folosesc de asemenea și rate la dezvoltatori, este foarte solicitată această metodă și mai puțin partea de creditare. De ce? Pentru că noi vindem apartamente care sunt în construcție, deci nu se pot obține credite în acest stadiu și mai mult acestea ar fi posibile pentru ansamblurile care vând apartamente finalizate. Și aveți cumva un procent estimativ legat de acești cumpărători care achiziționează apartamentele din surse proprii? Da, cam 70% ar fi aceștia, dar restul folosesc metode de creditare bancare. Cumpărătorii, în general, nu doar ieșenii, aș putea vorbi la modul național, în funcție de scopul acestui apartament, investesc mai mult sau mai puțin. Dacă vorbim despre un investitor sau o persoană care achiziționează să închirieze sau să revândă, da, vorbim de un buget între 80.000 și 100.000 de euro. Dacă vorbim de o familie tânără sau o persoană care dorește să achiziționeze cu scopul de a locui,
bugetul crește puțin, pentru că ei mai personalizează puțin apartamentul, mai introduc și alte finisaje și da, cresc puțin bugetul, dacă este să vorbim de un apartament de 2 și de 3 camere. În cazul proiectului nostru, apartamentele încep de la 80.000 de euro, apartamente cu 2 camere de 50 de metri pătrați și ajung până la 130-140.000 dacă vorbim de apartamente de 3 camere, vorbind de prețuri actuale. Sunt unii clienți care așteaptă în continuare să scadă prețurile. Care este perspectiva voastră? Aveți de gând să le mai scădeți? Nu. Cu siguranță în următoarea perioadă a fost și în perioada trecută corecții ale prețului. Ele au stagnat, vor urma cel mai probabil mici scumpiri ale prețului apartamentelor. Și care sunt planurile de viitor privind Royal Town și dezvoltarea proiectului? În acest moment suntem în etapa a patra de dezvoltare a complexului. Aceasta cuprinde încă 4 blocuri cu câte 8 niveluri fiecare, care vor fi construite etapizat. Un total de încă 464 de apartamente pe care le vom livra în următorii 3 ani de zile. Și în același timp lucrăm și la avizarea celei de-a 5-a etapă din proiect, unde vom mai avea încă 3 blocuri. Iar dacă sunteți în pragul deciziei de a vă cumpăra o locuință, cel mai important este să ascultați și datele analiștilor imobiliari. La ce să ne așteptăm în perioada următoare din punct de vedere al prețurilor și aș dori să știu dacă este momentul ca oamenii să achiziționeze acum o proprietate. Este foarte important să ne uităm și la ceilalți indicatori foarte, foarte buni, respectiv cerere și ofertă. Indicatorul de cerere ne arată anul acesta, în primele 3 trimestre ale anului, ne arată o revenire ușoară a cererii față de aceeași perioadă a anului trecut. Chiar dacă trimestrul întâi a pornit destul de jos din punct de vedere al acestei cereri de proprietăți, din trimestrul al doilea și inclusiv în trimestrul 3, ultimul trimestru analizat, se vede o revenire în cerere. Prin urmare, oferta, din ce am observat, oferta de proprietăți noi intrate în piață a continuat să scadă. Putem considera că în continuare există o presiune a cererii asupra ofertei, chiar dacă cererea este mai mică față de ceea ce am văzut în ultimii 2 ani, vedem o presiune în cerere pe oferta pieței. Prin urmare, prețurile, din ce am observat, au continuat să crească. Avem o creștere nu foarte mare, într-adevăr, de 4% pe trimestrul al treilea față de același trimestru al anului trecut, însă, din punctul nostru de vedere, din ce observăm și ce considerăm, nu credem că prețurile vor scădea. Poate că vom vedea anumite corecții în anumite zone, asta se vede în toate orașele mari, mai ales în zonele periferice ale orașelor. Însă în centrul orașului, în orașele principale, nu vedem o scădere și nu preconizăm să existe o scădere a prețurilor. Și acum, venind la să răspund la întrebarea dacă este momentul să achiziționăm sau dacă este cazul să achiziționăm, cred că oricând este momentul să achiziționăm o proprietate. Însă, înainte de a face acest pas, este foarte important să cântărim foarte bine decizia. Să vedem exact ce anume considerăm că avem nevoie. Să ne asigurăm că proprietatea respectivă se încadrează într-un preț corect al zonei. Putem verifica aceste informații și avem acces la date care sunt pe diferite platforme și putem să vedem informațiile, să ne asigurăm că decizia este una corectă.